Începem segmentul de piețe valutare cu o discuție despre lira sterlină, cea care se mișcă, bate ca o inimă a Brexitului. În funcție de ce se mai întâmplă acolo, avem și mișcările principale. Iar evoluția pozitivă de ieri pe dolarul american, care a ajutat se vede aici ajutat dolarul în fața monedei unice europene, nu a schimbat semnificativ percepția în cazul lirei steline care rămâne într-un range, numai că în această dimineață e un pic mai expusă. Uitați-vă la importanța acestui 1.23.11 vârf anterior, minim recent, deci e recunoscut de piață ca un, ca un nivel de suport. Piața a mers sub ora trecută, a revenit, acum din nou riscă unele corecții și tehnic pare un pic vulnerabilă. Mișcări, dacă le-am urmărit, am vorbit numai despre lira sterlină. Fratele actualului premier și-a dat demisia din, din cabinet citând o un conflict de interes între, un conflict între interesul național și loialitatea față de familie. Cu alte cuvinte, nu prea e de acord cu ceea ce se întâmplă în, în această perioadă, cu Boris Johnson, care este foarte ferm, să nu spunem agresiv în dorința de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeană sub orice preț, în orice chip, chiar cu costuri majore pe care le-am le discutat în parte, ar fi costuri economice și ar fi o serie de, de riscuri și plus ar fi o erodare a încrederii uh, pentru multă vreme, pentru că această ieșire pare un pic forțată. De ce ai dori neapărat să uh, ieși la final de octombrie când poți să dai o șansă suplimentară și poți să lași mai mult timp pentru, pentru pregătire? Uh, Cred că uh, piețele au uh, luat uh, destul de în serios acea legislație, acel pachet care ar trebui să, să devină, e o procedură parlamentară, uh, ar trebui să devină luni o certitudine. Se discută într-o cameră, e, la, e trimisă la Camera Lorzilor, e rediscutată și apoi uh, și acceptată de, uh, de regină. Deci tot, tot acest dute însă este, este, probabil ca și, ca și asigurat acea, acea blocare a no deal. Acum discuția este despre alegeri anticipate și alegeri anticipate până, în, până la final de octombrie ar însemna, ar însemna, cred investitorii, cred piețele, un rezultat care să blocheze și să asigure cumva o, o majoritate parlamentară pentru, pentru formațiuni care nu doresc o ieșire abruptă. Dar trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva de la sub 1.20 până aici, spre 1.23, s-a parcurs o bună parte, s-a digerat deja o bună parte acestui optimism. Am spart să ne în o linie de trend descendent, ceea ce este relevant. Acum avem o rezistență la 23,77, dar pe termen scurt piața pare avea nevoie de o pauză și am spus dacă închidem aulele sub 23,11, probabil că mergem sub 1,23, avem chiar 1,22,75. Mișcările ample pot să fie date în continuare de știri, iar din punct de vedere macro avem expectații vis-a-vis -vis de inflație. 3,1% a fost anterior. Halifax House Prices a arătat bine față de, față de așteptări, dar nu cred că e ceva ce să poată ține, să poată ține lira pe loc în fața unui risc consistent de, de corecție. În cazul EURUSD, avem 10 10 55 ca rezistență, 1, 10 20 ca suport, fluctuații modeste, iar trendul descendent mai larg, acest canal de trend este în deplină funcțiune, aș spune eu. Numai că pentru traderii pe termen scurt, asta nu e de foarte mare ajutor, suntem spre jumătatea range-ului, când risk reward-ul nu prea te încurajează în niciun, în niciun fel. Avem un fel de shooting star, dar după abia o zi de creștere e altceva decât hammerul venit după mai bine de șapte 8 Doar că astăzi m-aș dacă nu cumva închidem sub 1.10.65 sau 1.10.60 mai, mai degrabă, ar fi un risc de continuare direct a sevenței de scădere. Datele nu sunt prea bune în Europa, în statele a fost destul de bune, dar uh, euro SD se ține destul de bine pentru că are uh, această reticență de a revizita niște minime în condițiile în care sentimentul vis-a-vis -vis de, vis -vis de China și apetitul pentru risc este unul ceva mai uh, ridicat. Uh, a spune eu că în condițiile unor uh, unui scenariu B pe datele din piața muncii, deci o surpriză negativă, atunci am putea merge spre 11-22. Piața e pregătită, zic eu, pentru mișcări mai ample în sens ascendent decât în sens descendent în sesiunea de astăzi. Dar pe termen mai lung, lucrurile cred că sunt orientate tot descendent și aici ne amintim și datele din Germania și o să avem ședința BCE de săptămâna viitoare. Uh, și cred că uh, cred că nu mult mai, mai trebuie BCE-ului pentru a uh, pentru a accepta într-adevăr o poziție mai, mai dovici, dacă și Germania încetinește. Doar că, doar că traderii par a mai avea nevoie de timp până la până a conștientiza acest aspect. Un breakout pe dolar yen ieri, nicio surpriză, nicio surpriză cu acea depășire consistentă a așteptărilor pentru servicii și pentru comenzile industriale, am spart 106,75 și am mers destul de bine, cam jumătate de punct procentual, ceea ce față de o piață destul de lentă a început să fie mult, doar că vorbim de o nouă consolidare, cred că cu un actual apetit, ah, nu, nu pe acesta vreau să mut, ci cealaltă linie, da, aici avem o zonă de rezistență la 107.20, dar spuneam cu, cu setul actual de, de factori pozitivi în piața de capital, pozitiv și pentru dolarul american, aș vedea încă o consolidare cu, cu șanse de continuare. Dacă spargem și 107.20 și datele de la 3.5 și jumătate vor fi foarte relevante în acest sens. Avem 107.50, 107.80. Iar suport ca rezistență următoare, iar suport 106.77, 1669 și 1639. Pe leu, unde am primit datele de PIB, nu se vede prea mare bucurie. Leul tinde să pierde teren. PIB-ul a arătat o valoare de 4,4% neajustată sezonier. Să ne uităm pe statistică și să privim împreună în, în, încheiere aceste date. Între timp, roborul 304 staționar și overnight-ul scade ușor, deci nu sunt mișcări ample pe, pe dobânzi, dar totuși o ușoară, o ușoară scădere overnight care se pare că nu, e, nu este savurată de către de către traderi, cu toate că sentimentul general rămâne unul relativ ascendent. Deci cam așa arată PIB-ul uh, cu albastru, este o tendință de creștere menținută destul de, la o pantă destul de înaltă. Uh, aici uh, avem uh, căderile acelea par, par, mici, dar a durat ani de zile până când am revenit la nivelul din 2007-2008 uh, și uh, linia de trend pare a fi destul de, destul de susținută. Ajustat sezonier, 4,6% față de același trimestru iar în primul semestru 4,8%. Deci asta înseamnă că e o ușoară încetinire, chiar dacă ritmul e destul de bun. Problema majoră nu este ritmul, ci um, componența și contribuția diverselor componente la, la, acest, la acest ritm de creștere. Bun vreau să, vreau să închei, dar uh, avem aici un comentariu. Pe EURUSD a fost spart în jos wedge-ul, ceea ce a înseamnă o întoarcere de, 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 trend. Este o posibilitate. Uh, pe EURUSD... Um, uh, spart în jos wedge-ul, uh, mă gândesc dacă am vedea un wedge sau pe termen mai scurt ar fi probabil aici și ar fi un, o spargere în sens ascendent, deci la asta mă, M-aș gândi, nu știu, poate nu, poate nu înțeleg exact, uh, exact uh, la ce tipar vă, vă referiți. Uh, dacă e vorba de un timeframe mai larg, haideți să vedem. Uh, dacă am vedea aici un, un wedge, da, deci ar fi o întoarcere de trend sau, nu știu, poate... E ceva ce îmi ce -mi scapă mie. Pentru că în. sau poate în exprimarea, în exprimarea dumneavoastră, n-aș vedea neapărat un wedge aici. Ar fi un pic. Deci, aș vedea mai degrabă un trend imprecis decât un, un wedge, dacă ne referim la perioada din ultimele luni sau chiar ultimul an. Dacă e vorba de un alt, de un alt segment, poate. Mi trimiteți-o un, un print screen sau ceva și dezbatem la edițiile, edițiile viitoare. Dar a spune că până la urmă suntem într-un canal de trend descendent și cam, cam atât, nici măcar nu ceva foarte ocupantă foarte mare pe EUROSD. Dar sunt, sunt utile discuții acestea și vă, vă încurajez să să trimiteți un, un print screen la adresa mea de, de mail și să discutăm acolo. Mulțumesc pentru atenție. Astăzi nu uităm că la 3 și jumătate avem cele mai importante date ale săptămânii, datele din piața muncii, venitul mediu orar și șomajul și locurile de muncă nou create și la 7 și jumătate discursul lui Powell, până atunci la ora 12 pib din din Europa și uh, comentarii dinspre uh, Italia, chiar uh, poate dinspre, uh, dinspre China, Statele Unite uh, sau uh, aspecte de ordin geopolitic care pot să țină investitorii cu nervii încordați pe acest final de săptămână. Deocamdată sentimentul pare a fi unul mai constructiv, vom vedea dacă se și menține. Mulțumesc pentru atenție, o zi plăcută și un weekend odihnitor după aceea. Toate bune, pe curând, la revedere!